Holocaustul în Moldova. Statul național legioral și încercările sale de a rezolva chestiunea evreiască. Potrivit celor ce îl sprijineau pe Antonescu, conducerea legiunii avea trei obiective: să se răzbune, să insufle teroarea și să dobândească proprietăți. Pentru a atinge aceste obiective, garda trebuia să controleze funcțiile represive ale statului. Guvernul Național Legionar de la 14 septembrie 1940 avea 15 miniștri numiți de Garda de Fier. În plus, la 20 septembrie 1940, în 45 de județe au fost numiți prefecți legionari. Legionarii au început să abuzeze de evrei prin bătăi, arestări la întâmplare, tortură, concedieri masive din sectorul serviciilor publice, boicotarea economică a afacerilor evreiești, vandalizarea sinagogilor, etc., imediat după ce au intrat în guvern. Un alt motiv de mare îngrijorare la adresa comunității evreiești a fost fascizarea unor segmente largi din societatea românească. Acest proces a fost vizibil în luări de poziție publice ale unor intelectuali, în izbucniri antisemite în rândurile sindicatelor și asociațiilor profesionale la care erau afiliați evrei. Instrumente ale terorii legionare. În momentul în care a ajuns la putere, Garda de Fier avea deja la dispoziție infrastructura organizațională care îi permitea să își pună în aplicare planurile. Cel mai periculos instrument al acesteia a fost Poliția Legionară, o organizație concepută după modelul unităților paramilitare naziste, liderii ei considerând o versiune românească a SA Germane. Înființată formal la 6 septembrie 1940, ea avea scopul de a apăra noul regim și de a suprima adversarii acestuia. La început, organizația s-a bucurat de aprobarea lui Antonescu. Este de asemenea important de subliniat că la sfârșitul lui octombrie 1940, Himmler a trimis în România reprezentanța ai Reichului, condusă de Heydrich, pentru a stabili legătură cu Garda de Fier. Deși spionajul german indicase că legiunea nu era încântată de această vizită, rezultatul final a fost o organizație modelată extensiv pe tiparele structurale și funcționale ale SS-ului. În ce privește personalul acesteia, merită menționat că în septembrie 1940, publicația oficială a regimului lui Antonescu descria Poliția Legionară ca un grup de elemente fără nicio pregătire de specialitate, fără cultură, fără suflet, din dezmoșteniții soartei culeși din pulbere de drum. Legionarii s-au instalat la Ministerul de Interne și au ocupat poziții cheie în Direcția Generală a Poliției. O altă organizație teroristă controlată de legiune a fost Corpul Muncitoresc Legionar, CML, înființată în 1936 și consolidată după ce regele Carol al II-lea a interzis propriu-zis sindicatele. După septembrie 1940, această organizație a fost restructurată sub forma unei unități paramilitare, garnizoană. Studenții reprezentau o altă bază de recrutare pentru detașamentele morții ale legiunii. De la constituirea ei la începutul anilor 1920, Uniunea Națională a Studenților Creștini, UNSC, a promovat fără echivoc ca unul din obiectivele ei principale împiedicarea studenților evrei de a frecventa universitățile. După septembrie 1940, UNSC a devenit o organizație teroristă controlată de legiune. Conducătorul acestei organizații studențești, Viorel Trifa, era un student educat în spirit nazist. El declara că noul model organizațional pentru UNSC trebuie să fie copiat după sistemul de conducere al studenților germani, așa încât organizația să-și găsească locul în structura autoritară a noului stat român. Garda de Fier a recrutat de asemenea elevi din școli medii și superioare, care au fost educați să creadă că după moartea sa, Codreanu a devenit un fel de sfânt creștin ortodox, păzitor al poporului român.
Legiunea nu a reușit să atragă armata în rândurile ei, deși mulți ofițeri de rezervă și-au oferit serviciile pentru a ajuta la organizarea unităților paramilitare ale legiunii. Liderii legiunii au ordonat acestor organizații și grupuri de indivizi să comită crime, având grijă să le absolve de orice responsabilitate prin inundarea lor cu limbaj și simboluri religioase. În vara anului 1941, pe teritoriul actual al Republicii Moldova, existau 49 de lagăre de concentrare și ghetouri, iar în regiunea transnistreană 189. Satul Pepeni, raionul Sângerei, 300 de evrei uciși într-o zi. Până în 1940, în satul Pepeni, raionul Sângerei, trăia o comunitate mare de evrei, majoritatea dintre ei fiind comercianți. Pe atunci, Andrei Vulpe, fost profesor de istorie la școala din localitate, avea 10 ani. Dânsul ne-a împărtășit amintirile despre vara anului 1941, când în satul său au fost uciși evrei, dintre care mulți erau prietenii și colegii săi de clasă. Iată acolo unde se vede turnul acela, a avut loc măcelul. Tot acolo, în carieră, au și fost îngropați. Se vorbește că ar fi fost în jur de 300, ne mărturisește domnul Vulpe. Acum pe acel loc se află un monument pe care scrie în trei limbi, română, rusă și ebraică, în memoria victimelor regimului nazist, ne spune bătrânul de 81 de ani.